Mă simt onorat să fiu în fața voastră și să vă spun viziunea mea asupra succesului. Dar mai întâi o mică introducere despre mine. Eu vin din Chișinău, am copilărit în București, am studiat în Rotterdam, iar cariera mea am început-o în Amsterdam. Provin dintr-o familie de oameni de scurcăreți, care se mai numesc și antreprenori. TEDxPiatra, acronimul familiei noastre, stă pentru Tudor, tatăl meu ambițios, Elena, mama mea dragă, și iarăși de la capăt, Teodor, numele meu secret, Călin, fratele meu stomatolog, și Dragoș, mezinul familiei, rebelul liceului. Părinții fiind antreprenori, mi-au dorit o carieră și stabilitate. De aceea m-au îndrumat către o facultate, către ASE, unde am terminat cursurile Facultății de Finanțe și Bănci, iar de acolo mi-am dorit să studiez în afară și așa am ajuns în Olanda, la Universitatea Erasmus. De acolo a fost un pas să ajung într-un incubator de inovații, ca și intern, și primul meu contact cu industria tehnologiei și cu internetul. Prin conexiunea cu tehnologia am început să visez la propria companie pe care am înființat-o în 2011, împreună cu foștii mei manageri, Marc și Iaspar, care în momentul de față ce face? Oferă servicii de dezvoltare și de inovație pentru alte companii care nu reușesc să o facă singure. Și aș vrea să revin din nou la subiectul principal al prezentării mele, ce este succesul. Și cum spune Winston Churchill, succesul nu este ceva etern. Succesul este ceva ce trebuie întreținut, ce trebuie muncit, ce trebuie antrenat. Dar succesul vine mână în mână cu o valoare. O valoare pe care trebuie să o creezi, pe care tu, ca persoană, trebuie să o dai produsului tău sau serviciului tău. Noi la XL Team valoare o dăm prin soluțiile pe care le dezvoltăm pentru clienții noștri. Dar venind dintr-un incubator de inovații, tot timpul ne-am dorit să creăm o valoare printr-un produs. Valoarea de multe ori se creează, valoarea precede o soluție, iar soluția este un răspuns al unei probleme. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre ultimul produs pe care îl voi prezenta mai încolo și care sper să vă inspire. Problema pe care o avem în momentul de față este faptul că cu toții avem un numitor comun, 24 de ore. 24 de ore în care vrem să facem cât mai multe, în care vrem să știm cât mai multe, în care suntem notificați de pe diferite canale, din interacțiunile pe care le avem în viața personală, în viața profesională, din interacțiunile pe care le avem cu prietenii noștri din rețele de socializare. Cu toate acestea duc la o abundență de informații pe care vrem să le consumăm. Și dacă nu știați, și poate ați văzut pe alții, interacțiunea umană în momentul de față se face prin interfața telefonului și nu verbal și vizual cum se făcea înainte. Statistic vorbind, în momentul de față petrecem cam 3 ore pe zi și timpul acesta crește folosindu-ne telefonul. Și unul dintre locurile cele mai comune pe care unde facem acest lucru este la volan. În fiecare secundă, în Statele Unite ale Americii, sunt peste 600.000 de șoferi care își folosesc telefonul la volan. Da, în fiecare secundă. Iar rezultatele sunt dramatice. În momentul de față, unul din 4 accidente este cauzat de folosirea telefonului la volan. Mai mult, din 2013, sunt mai mulți morți cauzați din accidente din folosirea telefonului la volan decât cauzate de șoferi care conduc sub influența alcoolului. Și un lucru hilar este că cu toții ne teme mai mult să fim atacați de un rechin decât să ne folosim lejer telefonul atunci când conducem. Și iarăși o statistică, în 2014, nu știu dacă știați, dar doar 3 oameni au murit fiind atacați de rechini și în fiecare zi mor 9 oameni doar în Statele Unite ale Americii din accidente cauzate din folosirea telefonului la volan. Noi ca și companie am început să ne gândim ce valoare putem să creăm șoferilor astfel încât să-i împingem să țină ambele mâini pe volan. Și îmi face plăcere să vă prezint produsul de care v-am vorbit mai devreme, aplicația SafeDrive. SafeDrive recompensează șoferii cu puncte pentru că nu își folosesc telefonul la volan. Iar cu aceste puncte pot intra într-un marketplace și să le convertească pentru discounturi la produsele și serviciile din partea unor parteneri. Cum funcționează? Aplicația este disponibilă gratuit în App Store și Google Play și vă invit să o descărcați. După ce o instalați și începeți să conduceți, algoritmul aplicației va ști că conduceți cu o viteză de peste 10 km și atunci va calcula câte puncte meritați să primiți la sfârșitul cursei, pe care apoi puteți să le cheltuiți în marketplace-ul și pe produsele pe care le avem în momentul de față din partea partenerilor pe care îi avem. Și ne mândrim cu
partenerii noștri, cu Uber, de care ați auzit în prezentarea TED, cu benzinările MOL, cu asiguratorii care ne ajută să vă recompenseze pentru că sunteți șoferi responsabili. Și funcționează. Se pare că este suficient pentru ca șoferii să-și țină ambele mâini pe volan, să primească niște puncte. În momentul de față ne mândrim cu aproape 20.000 de descărcări și aproape 5 milioane de kilometri conduși responsabil, majoritatea în România. Utilizatorul nostru mediu este segmentul masculin, cu o vârstă medie de 30 de ani, care în fiecare zi parcurge o distanță medie de 30 de kilometri, dimineața și seara, în timp ce pleacă de acasă spre serviciu și înapoi. De aici revin din nou la succes. Ce este succes pentru SafeDrive? În primul rând, faptul că utilizatorii noștri ajung în siguranță acasă. Pentru că un șofer nu are grijă numai de el și de pasagerii săi, dar are grijă și de ceilalți participanți în trafic, pentru că nu este singur pe drum. În același timp, suntem pe drumul cel bun și noi ca și startup. Pentru că în momentul de față am lansat aplicația săptămâna aceasta cu succes în Statele Unite ale Americii prin platforma Product Hunt, iar în luna aprilie am fost premiați cu medalia de aur pentru inovație din partea fundației Thomas Edison în Statele Unite ale Americii, New York. Și dacă vă întrebați cine este domnul din imagine de lângă mine, el este Eddie, celălalt cofondator SafeDrive. Și dacă ar fi să închei ce înseamnă succesul pentru mine, înseamnă creativitate care se rezulte într-o soluție, care se rezolve o problemă și care tot pachetul acesta este o valoare care o dați utilizatorilor voștri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să act fast, think slowly.